Mijlocașul gazului metan, Nasser Chamed, a învățat limba română și spune că Mediașul a devenit a doua sa casă. Într-un interviu altfel acordat paginii oficiale a clubului, jucătorul, care evoluează de 3 ani și jumătate la gaz metan, a vorbit despre lucrurile care îi plac în Mediaș, despre mâncarea românească favorită și a explicat că este optimist în privința calificării alb-negrilor în play-off. 3 lucruri care te-au impresionat la Mediaș și 3 lucruri care nu-ți plac la Mediaș. Plac că magazinul e deschis până la 22. În Franța e deschis până la 7 sau 6 jumate. Asta îmi plac și e oraș mic. Nu avem multă oamenii pe drum când se merge la antrenament, din exemplu. Și a treia la oameni. Și lucruri care nu-ți plac? Nimic, dar e oraș mic, dar asta nu plac. Cum te-ai acomodat cu orașul, dacă soției tale îi place în România și dacă te-ai stabilit, te-ai gândit să te stabilești aici, în Mediaș, în România? Soția mea nu place foarte mult Mediaș, pentru că ea a fost la Paris și e o diferență mare de Paris și Mediaș, dar asta este. A devenit Mediașul a doua ta casă? Pot să zic că da, pentru că am făcut 3 ani și jumate și mă simt foarte bine aici și place. Crezi că puteți ajunge în play-off cu Mihai Deja pe bancă? Da, cred că da. Tot e posibil și trebuie să facem tot pentru a ajunge în play-off. Ce mâncare, ce mâncare îți place cel mai mult din România? Place foarte mult vineta cu ceapă.